Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Sunt Ana Maria Ipate și azi vă voi spune cum va fi vremea în ultimele zile de vară și primele de toamnă. Conform meteorologilor, ultimele zile de vară vor fi destul de călduroase, cu temperaturi destul de mari, ele fiind cuprinse între 26 și 27 de grade. La începutul lunii septembrie, temperatura va ajunge ușor să scadă până la 23-24 de grade. Probabilitatea de ploaie va fi ridicată în intervalul 1-4 septembrie. În ultima săptămână din august, șansele de ploaie vor fi în general reduse, exceptând ziua de 27 august, când local vor fi averse. Să vedem cum va fi vremea în următoarele zile în regiunile României. În Maramureș se încălzește, termometrul indicând 24-25 de grade. Avem vreme frumoasă și în Crișana, unde temperaturile cresc ușor, ele ajungând până la 25-27 de grade. Mergem mai departe în Transilvania, aici se înregistrează 23-27 de grade. Vreme frumoasă și în Oltenia se înregistrează 27-28 de grade. În Muntenia temperaturile sunt ridicate, ele fiind cuprinse între 27 și 31 de grade, cu 30 de grade în București. Pe litoral, mercurul urcă până la 26-27 de grade. În Moldova, în ultimele zile de vară, temperaturile vor fi în creștere, ajungând până la 27-28 de grade. În intervalul 27-29 august va fi o răcorire, iar în perioada 1-7 septembrie, temperaturile maxime se vor situa între 23 și 26 de grade. Mâine vor fi temperaturi cuprinse între 23 și 28 de grade, cu 27 de grade în județul Iași. Să vorbim și despre Pașcani. Azi a fost destul de bine, s-au înregistrat 24 de grade, dar mâine se vor înregistra 23. Să nu vă uitați umbrela acasă, deoarece s-ar putea să aveți câteva surprize și ploaia să vă prindă pe drum. Atât despre meteo, vă aștept și mâine pentru mai multe informații. La revedere!